Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip o să începem o serie de clipuri în care o să încercăm diferite lozuri de la loto, diferite joculețe de la loz în plic și am zis să încep cu cheia de aur. Pentru următorul episod vă rog să lăsați în comentarii ce joculeț de la loz în plic să încerc și să vedem dacă sunt câștigătoare sau nu. Vor fi câte 5 cartonașe. Eu am luat 5 cartonașe din acest joc. Așa că în următorul joc o să alegeți voi, da, neapărat să fie loz în plic de la loto și diferit de acestea, oricare alt joc. Așa că aștept comentariile voastre, un like, un share, un subscribe, un clip pe clopoțel. Și haideți să începem. Fiecare bilet a costat 3 lei. Și dacă găsim în zona de joc aici substratul răzuibil, 3 simboluri identice pe același rând, vom câștiga suma înscrisă pe rândul respectiv. Dacă vom găsi simbolul unei chei, o să avem instant 200 de lei. Putem câștiga de la 3 lei până la 1000 de lei și putem scoate banii din agenția Lotto și dacă e premiul mare de 100.000 de lei, trebuie să mergem la București. Da? Așa că haideți să începem să le luăm pe rând. O să vă arăt și bonul. Am luat 5 bucăți. A câte 3 lei? 15 lei a fost totalul. O să iau o monedă și vom începe să răzim, să vedem din 5 câte sunt câștigătoare. Pot fi toate, poate fi niciuna să nu fie câștigătoare. De asta am zis să încep această serie care mi se pare foarte, foarte interesantă și să fiți, bineînțeles, dacă vă place, să spuneți în comentarii. Dacă nu vă place, nu voi continua seria. Hai să trecem la răzuit. Am luat o monedă de 50 de bani și vom începe să răzuim. Sper să se poată vedea, dacă nu, am să vă arăt la urmă. O să încep de sus în jos. Aici sunt toate trei diferite, telefon, ceașcă, minge. Da? Asta am găsit, telefon, casă, ceașcă, 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 telefon, minge, coroană, telefon. Hai să răzuim în zona câștigului. Da, trebuie să avem trei simboluri identice pe același rând. Dacă aveam sus identic trei telefoane, aveam 1000 de lei. Dacă aveam la mijloc, am avut doar două, câștigam 5 lei. Și dacă aveam jos, câștigam 500 de lei.
Da, deci acesta a fost necâștigător. Continuăm. Am luat al doilea bilet. Voi da la montaj pe repede înainte să nu vă plictisiți și o să vă arăt ce a ieșit. Foarte interesant. Pe rândul din mijloc am trei inimi. Să vedem care e câștigul la trei inimi. Deci, cu trei inimi am câștigat 3 lei. Asta ar însemna să-ți mai iei încă un bilet gratis. Deci, până acum avem 3 lei. Al treilea bilet. Al treilea bilet. Din păcate, n-avem nicio linie plină. Am avut tot pe mijloc două inimi, mai trebuia una. Jos am avut două steaguri. Bun, acesta este biletul 3. Biletul 4. Biletul 4, la fel este necâștigător. A fost 500 de lei, 10 lei și 1000 de lei. Și al cincilea bilet și ultimul. Iată că în a cincea bilet este câștigător, avem în rândul de jos 3 coloane. Hai să vedem, parcă văd că 3 lei. Bineînțeles. Da? 3 lei. Deci un total de câștig la 5 bilete de 6 lei, cu o investiție de 15 lei. Așa ca o recapitulare. Aici cred că nu avem voie să ștergem. Invalid dacă se șterge, deci nu ai voie să ștergi. Am câștigat 3 lei cu un rând de coloane. La aceasta n-am câștigat nimic. Nici la aceasta. Am mai câștigat la a doua încă 3 lei. Iar la prima, iarăși, nu am câștigat nimic. Deci am din 5 bilete, sunt 2 bilete câștigătoare. Asta am vrut să fac o medie. Adică 6 lei, cu 6 lei îți mai iei 2 bilete, iar mai încerci și tot așa, un rând de inimi și un rând de coroane. Na bine, dragilor, eu vă mulțumesc de vizionare, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați, lăsați în comentarii ce joc de la Loto, de la Loz în Plic să încerc și să fac în următorul clip. Aștept cu nerăbdare sugestiile voastre. Cum vi s-a părut rata de câștig? 6 lei din 15 investiți, 2 cartonașe din 5 răzuibile. Priviți cât gheții au rămas aici de la răzuială. Da, distribuiți să vadă cât mai multă lume să intre pe acest canal, să fie alături de noi, să mă cunoască. Abonați-vă dacă sunteți noi, dați-vă acolo un like. Și să ne revedem cu bine în următorul clip. Până data viitoare, al vostru Ilie vă dorește numai bine, spor la câștiguri și, sincer, o să mă gândesc dacă o să mă duc să ridic sau nu.
Pentru 6 lei nici nu se merită să ieși din casă, părerea mea. Dar asta e. Numai bine, la revedere. Nu vă lăsați bătuți. Pa, pa.